Explorarea spațială ne fascinează de decenii, dar viața cotidiană pe o stație spațială rămâne un mister pentru cei mai mulți dintre noi. Cum e să trăiești în spațiu, într-un mediu unde gravitația nu există, unde ziua și noaptea durează doar 90 de minute și unde fiecare mișcare și activitate trebuie să fie meticulos planificată? În acest articol, vom explora realitatea vieții pe o stație spațială, descoperind cum astronauții reușesc să trăiască și să lucreze la sute de kilometri deasupra Pământului. Unul dintre primele lucruri care impresionează pe astronauți atunci când ajung pe o stație spațială este gravitația zero. La sol, trăim toată viața sub influența gravitației, care ne ține ferm pe Pământ. Însă, pe o stație spațială, gravitația dispare aproape complet, iar corpul se comportă foarte diferit. Fiecare pas, fiecare mișcare trebuie regândită. În loc să meargă, astronauții plutesc, folosind pereții și barele din interiorul stației pentru a se deplasa. Adaptarea la gravitația zero nu este imediată. În primele zile, astronauții se pot confrunta cu așa numita eboală a spațiului, similară cu răul de mișcare. Sistemul vestibular, responsabil de echilibrul corpului, se dereglează temporar. Totuși, după câteva zile, majoritatea astronauților încep să se obișnuiască cu plutitul constant și cu lipsa gravitației. Dormitul într-un mediu cu gravitație zero este o experiență cu totul diferită față de ceea ce trăim pe Pământ. Astronauții nu folosesc paturi tradiționale. În schimb, dorm în saci de dormit fixați de pereții stației. Fără gravitație, nu există nevoie de saltele sau perne pentru a susține corpul. De fapt, corpul tinde să adopte o poziție fetală naturală în timpul somnului. În ceea ce privește ciclul de somn, astronauții se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Stația spațială orbitează Pământul la fiecare 90 de minute, ceea ce înseamnă că ei experimentează zor și amurg de 16 ori pe zi. Pentru a menține un ritm circadian sănătos, echipajul folosește lămpii speciale care simulează lumina naturală a zilei și respectă un program strict de odihnă. În ciuda acestor măsuri, mulți astronauți se confruntă cu probleme de somn din cauza lipsei de gravitație și a zgomotului constant din interiorul stației. Mâncarea în spațiu este un alt aspect care necesită o pregătire minuțioasă. În microgravitație, mâncarea și lichidele se comportă diferit. Nu poți turna apă într-un pahar, iar firimiturile de la mâncare pot pluti, ceea ce ar putea dăuna echipamentelor delicate. De aceea, astronauții folosesc recipienți și paie speciale pentru lichide, iar mâncarea vine adesea sub formă de pachete vidate sau liofilizate, care sunt rehidratate cu apă caldă. Deși pare mai degrabă un meniu de camping decât o masă gourmet, mâncarea din spațiu a avansat considerabil în ultimii ani. Astronauții pot alege dintr-o varietate de feluri de mâncare, de la paste și orez, la deserturi și chiar cafea. O mare provocare este să ofere echipajului o dietă echilibrată și nutritivă, adaptată nevoilor lor fiziologice în spațiu, unde densitatea oaselor și masa musculară pot scădea din cauza lipsei de gravitație. Un alt aspect interesant al vieții pe stația spațială este igiena personală. În lipsa apei curgătoare, spălatul se face folosind șervețele umede și șampoane fără clătire. Astronauții nu fac dușuri în spațiu, din simplul motiv că apa nu ar putea curge în același mod ca pe Pământ. În schimb, folosesc șervețele dezinfectante pentru a-și curăța corpul. Periatul dinților este ceva mai ușor de gestionat. Astronauții folosesc o periuță de dinți normală și pastă de dinți, dar în loc să scuipe, fie înghit pasta, fie o elimină într-un șervețel special. Igiena este esențială, deoarece orice infecție sau problemă de sănătate într-un spațiu atât de restrâns și izolat poate deveni o amenințare serioasă. Fără gravitație, mușchii și oasele nu sunt folosiți la fel de intens ca pe Pământ, iar acest lucru poate duce la atrofie musculară și pierderea densității osoase. Pentru a preveni aceste efecte negative, astronauții sunt obligați să facă exerciții fizice timp de 2 ore pe zi.
Stația spațială este echipată cu aparate de antrenament speciale, inclusiv benzi de alergare, biciclete și aparate pentru ridicarea greutăților, care funcționează prin rezistență mecanică. Exercițiile fizice nu doar că mențin astronauții în formă, dar îi ajută și să combată efectele negative ale gravitației zero asupra sănătății lor. În plus, antrenamentele zilnice sunt esențiale pentru ca astronauții să fie capabili să revină pe Pământ fără probleme majore de mobilitate. Viața pe o stație spațială nu este doar despre adaptarea la microgravitație, ci și despre munca intensă și responsabilitățile zilnice. Astronauții nu sunt acolo doar pentru a explora. Ei sunt oameni de știință care desfășoară experimente și monitorizează sisteme esențiale pentru funcționarea stației. O zi tipică pe Stația Spațială Internațională, SSI, include verificarea și întreținerea echipamentelor critice, efectuarea de experimente științifice în domenii precum biologia, fizica, medicina și tehnologia, dar și activități de monitorizare a sănătății. Unul dintre cele mai interesante experimente pe care le efectuează astronauții este studiul impactului pe termen lung al microgravitației asupra corpului uman. Deși munca este prioritară, astronauții au și timp pentru relaxare. Ei pot lua legătura cu familiile și prietenii lor prin videoconferințe sau e-mail-uri. De asemenea, se pot uita la filme sau seriale, citesc cărți sau ascultă muzică. Una dintre cele mai frumoase experiențe pentru astronauți este să privească Pământul de la sute de kilometri distanță. Priveliștea oferită de fereastra stației, numită cupola, este uluitoare, Pământul strălucind albastru în contrast cu întunericul spațiului. Această experiență de privire globală îi face adesea pe astronauți să reflecteze la fragilitatea planetei noastre. După luni întregi petrecute pe stația spațială, astronauții trebuie să se readapteze la viața pe Pământ. Întoarcerea la gravitație poate fi dificilă pentru corp, care s-a obișnuit cu microgravitația. Oasele și mușchii pot fi slăbiți, iar echilibrul poate fi afectat. De aceea, astronauții trec printr-un proces de recuperare intens, care poate dura câteva săptămâni sau chiar luni. Viața pe o stație spațială este o experiență unică, plină de provocări și momente de neuitat. Fiecare zi este o lecție despre adaptare, știință și cooperare internațională. În timp ce condițiile de trai sunt complet diferite față de cele de pe Pământ, astronauții reușesc să depășească dificultățile, contribuind la explorarea spațiului și la extinderea cunoștințelor noastre despre univers și despre noi înșine.